declarații indirect șeful statului la întâlnirea cu ambasadorii statelor străine de la noi din țară. L-ascultăm chiar acum pe Klaus Iohannis. Datorită eforturilor noastre intense, peste 33 de milioane de tone de cereale ucrainiene au tranzitat teritoriul României, reprezentând peste 60% din produsele care au fost transportate prin culoarele solidarității ale Uniunii Europene. Cu ocazia vizitei pe care președintele Zelenski a realizat-o la București în luna octombrie, am semnat împreună o declarație comună foarte consistentă. Am decis atunci să începem procesul concret pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de parteneriat strategic și am reconfirmat acest angajament în cadrul recentei noastre convorbiri telefonice. Legat de soarta războiului, poziția noastră rămâne categorică. Numai Ucraina poate decide momentul, parametrii și modul în care se vor desfășura eventuale negocieri de pace. La nivel regional, european, dar și global, este imperativ să menținem angajamentul ferm pentru Ucraina. În ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu, am condamnat ferm atacul Hamas din primul moment deja și am pledat totodată pentru respectarea strictă a dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional umanitar, acordând ajutor umanitar civililor din Gaza. Este clar, după aceste luni de conflict deschis, că este nevoie de o soluție politică pe termen lung, care să conducă la o pace justă, iar singura variantă viabilă rămâne soluția celor două state, cu respectarea atât a aspirațiilor legitime ale poporului palestinian, cât și a dreptului la securitate ale statului Israel. În contextul conflictului din fâșia Gaza, România a desfășurat și o operațiune foarte dificilă de oferire de asistență și sprijin pentru cetățenii români de acolo. Adresez și cu acest prilej mulțumire autorităților române implicate în operațiunea de evacuare a cetățenilor români afectați, precum și partenerilor din Israel, Egipt, Qatar și Iordania pentru sprijinul oferit. Doamnelor și domnilor, dintre țările din regiune, Republica Moldova a resimțit cel mai mult impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar și al acțiunilor hibride ruse pentru destabilizarea sa. Autoritățile de la Chișinău au avut resurse interne limitate pentru a gestiona crizele suprapuse cu care s-au confruntat și pentru a avansa procesul de integrare europeană. Au acționat însă energic și au dovedit voință politică deosebită pentru a așeza ireversibil Republica Moldova pe drumul către Uniunea Europeană. Mă bucur să văd că eforturile Republicii Moldova, la fel ca și cele ale Ucrainei, au fost recunoscute la reuniunea Consiliului European din decembrie 2023. Decizia de începere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a reprezentat un obiectiv strategic pentru România, pe care l-am susținut cu toată tăria. România este și va fi alături de cele două state și în procesul de negociere, deoarece cunoaștem foarte bine complexitatea acesteia, dar și beneficiile pentru cetățeni. Este crucial ca Republica Moldova și Ucraina să primească în continuare sprijin financiar și expertiză pentru consolidarea instituțională și a mediului de investiții, care să creeze stabilitate și prosperitate. În plan securitar, anul trecut am luat, la nivel aliat, măsuri ferme de răspuns față de amenințările existente. Adoptarea planurilor regionale de apărare, consolidarea prezenței NATO pe flancul estic,
Consacrarea importanței strategice a Mării Negre sunt cele mai relevante repere și totodată sunt succese ale României. Prin deciziile luate la summitul de la Vilnius, România beneficiază de cel mai înalt grad de apărare și protecție de până acum. De asemenea, reacția de solidaritate a structurilor NATO și a statelor aliate la incidentele produse pe teritoriul românesc, ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene, a fost promptă și am consolidat suplimentar prin măsuri interne și aliate securitatea României și a întregii regiuni. Ambițiile și așteptările noastre pentru 2024 sunt cu atât mai mari în condițiile în care în martie se vor împlini 2 decenii de la momentul istoric al aderării României la NATO. Pentru România, summitul de la Washington, prioritatea va fi reprezentată de continuarea implementării depline a măsurilor de adaptare și reasigurare, precum și de consolidarea posturii de apărare pe flancul estic, mai ales la Marea Neagră. Vom continua demersurile interne, vizând îndeplinirea angajamentelor ca stat gazdă, și vom continua coordonarea strânsă cu aliații, în special cu Statele Unite și Franța, pentru asigurarea apărării întărite. De asemenea, vom continua să valorificăm acțiunea noastră în formatul București Noua. Mulțumesc din nou pentru contribuția esențială a partenerilor noștri aliați la securitatea României și a regiunii Mării Negre, dovedită concret prin dislocările de personal militar și de echipamente pe teritoriul țării noastre. Urmărim întâlnirea președintelui Klaus Iohannis cu ambasadorii statelor străine de la noi din țară. Acum continuăm jurnalul.